Bun găsit! Primăria Suceava intenționează să construiască parcări supraterane cu finanțare de la bugetul local dacă nu se obțin bani europeni prin redistribuirea fondurilor necheltuite pe alte axe. Primarul Ion Lungu a declarat că municipalitatea a identificat 10 locații pentru amenajarea de parcări supraterane cu 140 de locuri fiecare. Printre acestea se numără amplasamente din zona primăriei, zona Steaguri, din centru, strada Meseriașilor, tot din zona centrală. Problema parcărilor supraterane nu este o problemă de ieri de azi, este o problemă pe care eu am prezentat-o, am dat-o în dezbatere publică în campania electorală. Din păcate, avem și aici o problemă. Care este problema? Că în exercițiul financiar 2014-2020 nu se fac parcări nici subterane, nici supraterane. Deci pe exercițiul 2007-2013, pe fonduri europene. În exercițiul financiar 2007-2013, așa cum se știe, am făcut cele două parcări subterane și ne-am pregătit cu 10 proiecte de parcări subterane pentru exercițiul financiar 2014-2020. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru. Vreau să vă spun că majoritatea primarilor din România, din orașele mari, sigur, singura variantă de a friza cât de cât traficul, de a face ordine cu parcările, este de a face aceste parcări subterane. Noi încă sperăm că la realocarea sumelor și vă spun și de unde pe axa 31A la locuințe rezidențiale, acolo unde rata de punere este foarte mică, undeva la 5%, ar rămâne vreo 1 miliard de euro. În condițiile astea noi vom solicita să fac o axă nouă în care să putem prinde aceste dezvoltări pe infrastructură și, mai special, parcări supraterane. Noi, așa cum să știi, și o să mai citesc o dată, să-ți preaduce aminte, am identificat și când spune identificat, aveam planuri de situație, aveam făcut tot, adică am toate locațiile făcute cu planuri de situație, amplasamente, pregătite documentația. Deci în zona primăriei, la primărie, în Piața Mare, în centru, zona Steaguri, în centru, pe strada Meseriașului, în spate, acolo este parcare la PSD, deci să facem și parcare la PSD, în centru, zona Thailand, în partea cealaltă, la Hotel Bucovina, Piața Mică Albina, George Enescu, zona mobilă, la proiect Bucovina, aici în unui proiect Bucovina, în parcarea aceea, acolo s-ar putea face o parcare supraetajată. Și în Zamca, în zona Protopoviatului, la fel niște străzi foarte înguste, se poate face o parcare. Deci avem 10 locații de parcări. Parcările, sigur că sunt relativ mici, cu 140 de locuri, pentru că suprafețele sunt mici. Dar totuși, dacă discutăm de 140 de locuri, ori 10 parcări, sunt 1400 de locuri de parcare supraterane. La o medie făcută de specialiști, sigur, la licitație poate să mai scadă, undeva un 8.000 de euro de loc de parcare. Conform primarului, pentru construirea 10 parcări supraterane cu câte 140 de locuri este nevoie de 11,2 milioane euro.